În parcări sau pe străzi sunt multe spații ocupate inutil de foarte mult timp, iar acestea urmează să fie eliberate. Poliția locală a demarat în data de 9 septembrie o amplă acțiune de identificare a rablelor din oraș, descoperind până acum 20 de mașini abandonate. În momentul în care agentul constatator de la mine, agentul de circulație a ajuns, a făcut fotografiile respective, iar pe parbrizul mașinii respective s-a lipit o somație. În termen de 10 zile să-și ridice acest autovehicul. În cazul în care nu se va ridica acest autovehicul, va fi ridicat. În termen de 10 zile, proprietarul are datoria să-și mute mașina sau să o aducă la o stare de funcționare. În caz contrar, autoturismul este ridicat și depozitat la marginea orașului. Dacă proprietarul nu mai vrea să își recupereze mașina, aceasta va trece în proprietatea primăriei și va fi valorificată. Dacă dorește să ridice acest autovehicul, plătește o taxă care este aprobată de Consiliul Local, taxă care se ridică la suma de 2000 de lei, în conformitate cu prevederile legii 421/2002 privind abandonarea autovehiculului pe domeniul public, ne justifică că a plătit, că este proprietarul acestui autoturism și își poate ridica autoturismul. Lista cu proprietarii care și-au abandonat mașinile va fi afișată la primărie și în paginile unui cotidian local. Polițiștii locali vor lucra în fiecare zi până când va fi depistat și ridicat și ultimul autoturism abandonat din Giurgiu.